Cu referință la țigări, vreau să vă zic că în 2015 serviciul VAMAL a contracarat circa 200 de tentative de trafic contrabandă de țigări. Ori, echivalentul la circa 2 milioane de țigarete. Doar în primele 3 luni ale anului 2016 și puteți considera că în mai puțin de 2 luni de când am întreprins măsuri suficiente pentru a contracara acest fenomen, deci noi am înscris circa 74 de tentative. 200 pe întreg parcursul anului 2015 și 74 pentru primul trimestru. Dar vă zic că o jumătate din el, practic, îl putem considera. Iar la cantități, deci de la 2 milioane pe care vă le-am zis, deci noi înscriem peste 1,4 milioane de țigarete în această perioadă de timp. Ori, o creștere, dacă am fi luat-o raportată la timp, de peste 35%, deci în intensitate, în 2016. Și asta este abia începutul.